Și vorbim despre culmea fake news-ului, unde altundeva decât la PSD. Socialdemocrații împrăștie știri false cu ajutorul unui site numit chiar Anti-Fake News. În ultimele luni, filialele PSD au distribuit masiv articolele publicate de site-ul de propagandă. Potrivit jurnaliștilor de la presoan.ro, site-ul PSD-ist antifakenews.ro a fost înregistrat în 5 septembrie 2018 de către o persoană fizică. Portalul imită ziarele online și este plin de informații neverificate sau false. De la lansare până acum, toate filialele social-democrate au distribuit la greu așa zisele știri. Cei de la Presoan dau ca exemplu un articol publicat pe 9 septembrie și care are titlul Ce face un politician atunci când nu are ce face? Este vorba mai exact despre un atac la adresa fostului premier Victor Ponta. În doar câteva minute, numai puțin de 20 de pagini Facebook asumate de PSD au distribuit articolul. Un alt material, intitulat Protestul din 10 august, regie și scenariu de film, a fost de asemenea distribuit de filialele social-democrate, dar și de pagina Absolut TV Oficial. Aceasta din urmă este a unei foste televiziuni locale din Pitești, deținută de Georgiana Drăghici, soția lui Mircea Drăghici, cel propus de PSD la Ministerul Transporturilor. Un alt articol cu titlul Rezist, nu mai rezistă a fost distribuit pe 11 septembrie de 25 de pagini pesediste. Și pe 24 septembrie, socialdemocrații au împrăștiat știri false în online. Cel mai șeruit a fost un articol numit Ofensiva PPE asupra guvernului PSD. Un alt site de știri false folosit de PSD se numește momentul0.ro. Acesta a fost înregistrat pe 9 septembrie 2018, la 4 zile după antifakenews.ro. Unul dintre cei care au distribuit articolele de pe momentul0.ro a fost deputatul Ion Terea. Politicianul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce în iarna anului 2017 a acroșat cu mașina doi protestatari în timp ce părăsea Parlamentul României. Lucian Șova a ciudat presiunilor lui Liviu Dragnea. Ministrul Transporturilor a acceptat să-și depună demisia după ce socialdemocrații au decis să-l nominalizeze pe Mircea Drăghici în locul său. Știrea vine însă abia acum. Înainte să plece, Șova a publicat un raport al Corpului de Control al Ministerului în care se arată că s-au găsit nereguli grave la CFR și Metrorex. Cu alte cuvinte, Lucian Șova a aruncat bomba și a plecat. Diana Bonă ni se alătură cu mai multe detalii. Te ascultăm, Diana. Bun găsit! Bun găsit, în jurul orei 11, ministrul transporturilor Lucian Șova și-a prezentat demisia pe biroul Vioricăi Dăncilă. De altfel, este o decizie care este în acord cu cele luate ieri în cexul Partidului Social Democrat. Ne reamintim faptul că Liviu Dragnea i-a nominalizat pe Lia Olguța Vasilescu pentru Ministerul Dezvoltării și vicepremier, dar și pe Mircea Drăghici ca ministru al transporturilor în locul lui Lucian Șova. De altfel, ne reamintim discuțiile din ultimele zile, faptul că șeful statului Klaus Iohannis nu a dorit să accepte actul de revocare a celor doi miniștri. Prin urmare, atât Lucian Șova cât și Paul Stănescu, ministrul dezvoltării, până astăzi erau amândoi în funcție. În ceea ce îl privește pe Paul Stănescu, acesta a spus că nu se grăbește să își înainteze demisia pe biroul Vioricăi Dăncilă și că cel mai probabil în momentul acesta este oportun să își facă o autoevaluare înainte de a lua o decizie. De altfel, tot astăzi ar trebui să ajungă pe biroul lui Klaus Iohannis cele două propuneri pentru ministere. Ne așteptăm la un răspuns din partea acestuia. Juriștii din Partidul Social Democrat fac deja o serie de calcule în cazul în care se gândesc să atace la Curtea Constituțională inițiativa lui Klaus Iohannis. Știm foarte bine că aceștia spuneau că ar exista un conflict de interese între executiv și administrația prezidențială, tocmai pentru că șeful statului nu ar avea prerogativele legale pentru a respinge revocarea, ci doar pentru a respinge numirea unui nou ministru. Iată că în ultima zi de ministeriat a lui Lucian Șova a apărut în spațiul public și punctul de vedere al Corpului de Control trimis de Ministerul Transporturilor. Au fost identificate probleme mari în ceea ce privește CFR Marfă, un prejudiciu de 19 milioane de lei. Nu, Comitetul Executiv Național așteaptă de la cei doi colegi demisiile de onoare. Au acceptat să-și dea demisia? Nu prea au fost, da. Băi, și când nu trebuie să fie fizic ca să știți. Da. Nu, Comitetul Executiv Național a luat această hotărâre.
neavând onoarea să îi avem și pe ei în sală. Și vorbim în continuare despre o mișcare de ultimă oră a opoziției. PNL a atacat la CCR legea care le permite condamnaților la închisoare de până la 5 ani să execute acasă pedepsa. Cu detalii ni se alătură chiar acum colega mea Liliana Stase. Te rog, Lili, bun găsit! Am găsit în urmă cu puțin timp, 60 de parlamentari ai PNL au sesizat CCR privind neconstituționalitatea legii privind executarea pedepselor privative de libertate, conform modificărilor aduse de coaliția PSD, ALDE și votate în Camera Decizională, respectiv în Camera Deputaților, pe 14 noiembrie în acest an. Persoanele condamnate până la 5 ani de închisoare pot executa pedeapsa acasă. Parlamentarii PNL însă cer curții constituționale să decidă dacă acest lucru încalcă sau nu drepturile altor persoane. Conform legii care urmează să intre în vigoare, chiar și persoanele care au săvârșit infracțiuni cu violență și care n-au de executat un an pot rămâne la domiciliu, iar persoanele care au pedepse până în 5 ani, indiferent de natura lor, și aici mă refer la pedepse de închisoare cu executare pentru fapte de corupție, pot rămâne la domiciliu. Asta în condițiile în care în România majoritatea pedepselor definitive nu depășesc această perioadă, decât infracțiunile comise cu violență și care oricum sunt excluse din această lege. Vom vedea însă la ce dată va stabili Curtea Constituțională o dezbaterile pe sesizarea Partidului Național Liberal. Mulțumesc foarte mult, Liliana, pentru aceste precizări și continuăm jurnalul cu o nouă informație de ultim moment. Această dată vorbim despre o evacuare de urgență la Universitatea Petrol Gaze din Ploiești. Motivul: scăpări de gaze. Din datele pe care le deținem în aceste momente, o tânără în vârstă de 20 de ani a fost transportată la spital. Ne spune mai multe însă despre întreaga intervenție. Raluca Vasiloae, purtător de cuvânt ISU Prahova, bună ziua! Bună ziua! Înțeleg că mai puțin de 50 de persoane au fost evacuate din cauza mirosului iritant. Spuneți-ne dacă s-au luat măsuri între timp pentru a aerisi încăperea și ce alte informații ne mai puteți furniza? Au fost evacuate până la urmă 70 de persoane din cadrul universității din cauza unui miros iritant care s-a simțit la etajul 4 al corpului I. De îndată ce echipajele de pompieri au ajuns la locul intervenției, s-au asigurat măsurile necesare pentru a aerisi încăperea în care s-a simțit mirosul iritant. 12 persoane au prezentat greață, palpitații și vărsături. Dintre acestea, până în acest moment, o fată și un băiat au fost transportate la unitatea de primiri urgențe, iar în momentele următoare alte 10 persoane sunt evaluate medical și vedem ulterior dacă vor fi sau nu transportate. În urma cercetării cu autospecial la CBRN, nu au fost identificate gaze sau alte substanțe periculoase. Deci, momentan, nu se cunoaște sursa mirosului, nu știm de unde provine și ce a provocat acest incident. Nu putem să precizăm care este sursa acestui incident. Mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Continuăm jurnalul și cu alte știri acum. România, țară de tranzit, 3,2 kg de cocaină au fost depistate pe aeroportul Aricoandă după ce o australiancă a încercat să intre cu drogurile în țară. Dosarul va ajunge la procurorii DIGOT. Eu una cosa, señor Escobar. ¿Usted qué puta se cree? Que ni siquiera es capaz de esconder su mercancía, su contrabando. Yo pago por el privilegio, coronel. Captura a fost făcută în această dimineață la ora 6. O femeie cetățean australian a încercat să introducă 3,2 kg de droguri în România. Drogurile au fost depistate la controlul de la aeroportul Otopeni în timp ce încerca să intre în țară. Femeia venise din Portugalia, respectiv din Lisabona. Cazul a fost preluat de procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Acesta nu este primul caz de acest gen. În 2017, DIICOT a reținut 2 cetățeni brazilieni, o femeie și un bărbat, pentru trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc. Cei doi brazilieni, cu vârste de 41 respectiv 19 ani, transportau în stomac 2 kg de cocaină și urmau să ducă drogurile aflate în corp în Istanbul, Turcia, după cum arătau la vremea respectivă anchetatorii. De asemenea, în mai 2018, un cetățean italian a fost prins pe aeroportul internațional Otopeni cu 73 de grame de cocaină asupra lui.
Captură record la graniță, aproape 1 milion de pachete de țigări pe care cetățenii polonezi au încercat să le introducă ilegal în România au fost depistate. Marfa era ascunsă în colete cu rigips și vată minerală. Șoferii mașinilor au fost reținuți pentru 24 de ore. Ei urmează să fie prezentați în fața instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. În cele două mașini era ascunsă în plăcile de rigips și vată minerală o cantitate de aproape 9 milioane de pachete cu țigări diferite mărci în valoare de numai puțin de 900.000 de lei. Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată și confiscată de polițiștii de frontieră. Cele două mașini au fost la sediul sectorului Poliției de Frontieră până la finalizarea cercetărilor. Cei trei cetățeni polonezi, șoferii automarfarelor, sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, pe numele lor fiind emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Ei urmează să ajungă în fața magistraților din Rădăuți cu propunere de arestare preventivă. Lovitură dură pentru Tudorel Toader. CSM a motivat decizia de respingere a cererii de revocare a procurorului general. Magistrații susțin că celebra evaluare făcută de ministrul Justiției nu a fost legală. Gabriela Mihai a studiat documentul și ne aduce mai multe detalii. Am găsit în motivarea pe care au dat-o procurorii secției din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii se arată faptul că această evaluare a fost una nelegală, iar asta din cauza faptului că a fost o evaluare personală făcută de ministrul Justiției Tudorel Toader, având ca reper mai degrabă declarații pe care procurorul general Augustin Lazăr le-a făcut. Ei bine, conform legii, ar fi trebuit ca evaluarea să fie făcută de o comisie de magistrați, nu de ministrul Justiției, așa cum s-a arătat de altfel și în această motivare. Și totodată sunt mai multe repere care arată faptul că evaluarea nu este una conformă legii. De asemenea, procurorii din cadrul secției arată că ministrul Justiției Tudorel Toader nu a ținut cont de o decizie dată de Curtea Constituțională în anul 2012, atunci când se arăta că recomandările făcute în raportul MCV sunt obligatorii și ne reamintim că la ultima evaluare în raportul MCV sunt recomandări conform cărora țara noastră ar trebui să stopeze procedurile de revocare și denumire a procurorilor de rang înalt. Mai mult decât atât, în acele recomandări se spune că avizul dat de Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să fie unul obligatoriu. Prin urmare, iată că a fost motivat acest aviz negativ dat de secția pentru procurori. Vom vedea însă ce va decide ministrul Justiției Tudorel Toader mai departe, dacă va trimite propunerea de revocare în continuare președintelui României Klaus Iohannis, cel care de altfel va avea și ultimul cuvânt de spus. Ne reamintim că președintele României a menționat săptămâna trecută că acest raport de evaluare nu este unul tocmai legal. Ministrul Discotecă lovește cu o nouă rectificare bugetară. Schimbările sunt incredibile. Transporturile și educația devin rudele sărace din guvern. Executivul dă bani mai puțin la educație, cercetare și transporturi și mai mulți la muncă și finanțe. 1,2 miliarde de lei taie guvernul din bugetul destinat autostrăzilor. În schimb, finanțele primesc 1 miliard. Cu o mână dă, cu o mână ia. Eugen Teodorovici a anunțat o nouă rectificare bugetară, iar schimbările vizează ministere importante. Proiectul de rectificare bugetară are în vedere majorarea veniturilor bugetului general consolidat cu aproape 229 milioane de lei, în timp ce cheltuielile se majorează per sold cu 365 milioane de lei. Bani mai mulți vor merge către muncă și finanțe, dar se taie de la transporturi, cercetare și educație. Concret, s-au asigurat fonduri suplimentare Ministerului Finanțelor Publice cu 2,6 miliarde de lei mai mult, din care 1 miliard de lei pentru dobânzi, 671 milioane de lei pentru contribuția României la bugetul UE și 700 milioane de lei la fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului. Și bugetul Ministerului Muncii a fost suplimentat cu 787 milioane de lei, în principal pentru alocații de stat pentru copii și drepturi pentru persoane cu handicap.
Ministerul Sănătății a primit fonduri suplimentare de 211 milioane de lei, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale suportate de la bugetul de stat în cazul centrelor de permanență, a unităților și compartimentelor de primiri urgențe. Bani mai mulți merg și la MAI, bugetul fiind suplimentat cu 70 de milioane de lei. Alte ministere vor suferi. S-au operat diminuări în principal la proiectele finanțate din fonduri europene, la bugetul Ministerului Transporturilor, care a fost micșorat cu 1,16 miliarde de lei, în timp ce Ministerul Educației Naționale a suferit o diminuare de 198 milioane de lei. Teodorovici a mai anunțat că bugetul Ministerului Finanțelor Publice a fost micșorat și el cu 128 milioane de lei. Proiectul de rectificare a fost realizat în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat. Analistul financiar Florin Câțu este scandalizat. Teodorovici, demisia, ai mințit o țară întreagă. Comisiunea Europeană confirmă discuțiile despre înghețarea salariilor în sectorul bugetar anul viitor. Romania strong growth set to decelerate. Creșterea României va urma o pantă descendentă. Și concluzia despre deficit, public deficit set to increase. Deficitul public gata să crească, a scris Câțu pe o rețea de socializare. Meteorologii nu au vești bune pentru următoarea perioadă. Fenomenul de freezing rain, adică ploaie înghețată, va paraliza sudul României. Meteorologii anunță ger până sâmbătă, când se va mai încălzi puțin. Însă episodul de îmblânzire a vremii nu va dura mult. Tot ANM anunță pentru această iarnă cea mai mare zăpadă din ultimii 20 de ani. După ninsori, fenomenul de ploaie înghețată va paraliza sudul României. Asta în timp ce în Moldova s-a înregistrat cel mai consistent strat de zăpadă din ultimii 20 de ani. Ploaia va transforma șoselele în patinoare, așa că nu vă bazați pe anvelopele de iarnă, pentru că totul alunecă pe polei. Mergeți prudent sub viteza legală, nu accelerați și nu frânați brusc și, foarte important, păstrați o distanță mai mare între mașini, recomandă autoritățile. În zonele joase din Neamț, Iași, Botoșani, niciodată în ultimii 20 de ani stratul de zăpadă nu a fost atât de consistent în această perioadă din an. Atinge și 30 de centimetri. Iar temperaturile în toată țara sunt mai scăzute cu cel puțin 7-8 grade decât cele normale pentru noiembrie. Și pe litoral vremea se arată aprigă. Porturile Constanța Nord, Constanța Sud, Agigea, Mangalia și Midia au fost închise din cauza vântului puternic. În zonele de litoral ale județelor Constanța și Tulcea vor fi intensificări ale vântului, care vor atinge la rafală viteze de 60 de km pe oră. În schimb, la munte, vremea va fi numai bună pentru plimbări și drumeții, nu și pentru schi. Domeniul schiabil este impracticabil în momentul acesta. Cine intră, o face pe proprie răspundere, spun salvamontiștii. Imagini inedite au fost surprinse între timp în Parcul Natural Vânători Neamț. Pe pagina de Facebook a Rom Silva a fost postat un clip cu un zimbru troienit care abia înaintează prin stratul gros de zăpadă. De sâmbătă însă vremea se încălzește în toată țara, mai ales în vest. Și în capitală va fi cald în weekend, se anunță 10 grade în timpul zilei. De la mijlocul săptămânii viitoare, însă, România va fi lovită de un nou val de aer siberian. Și pentru că nu știm ce să mai credem și la ce să ne așteptăm exact, o las în continuare pe colega mea, Georgiana Grădinaru, să ne spună la ce să ne așteptăm astăzi din punct de vedere meteorologic. Bun găsit, Georgiana! Vremea o ia razna în România, cum stau lucrurile de fapt? Bun găsit, Gențiana, bun găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, majoritatea preferă vreme caldă. Nu avem ce să facem, vine iarna, așadar fenomenele sunt perfect obișnuite și temperaturile sunt normale pentru perioada în care ne aflăm, mai puțin în regiunile extracarpatice, unde s-ar putea să fie ceva mai rece. Astăzi se vor înregistra valori de la minus 3 grade în regiunea nordică a Moldovei și până la 6-7 grade în vestul țării și sunt anunțate precipitații mixte în Banat, izolată în Muntenia, regiunea estică a Transilvaniei, dar și în zonele de munte. Ploi vor fi în special în Banat, Crișana, regiunea de sud a Dobrogei și în Maramureș, iar vântul se va intensifica astăzi în zonele de munte și în regiunea sud-estică a teritoriului. În capitală, astăzi, temperatura aerului nu va trece de 2 grade, iar cerul va rămâne mai mult noros. În cursul nopții, de asemenea, cerul rămâne noros și vor fi posibile precipitații slabe sub formă de ploaie. Temperatura va coborâ până spre minus 1-2 grade. În regiunile de munte vor fi și valori cu plus, astfel că peste zi se vor semnala spre
special la Poviță, ninsori pe creste. Temperaturile vor fi cuprinse între minus 2 și plus 2 grade. Iar mâine vor fi valori în creștere pentru regiunile din vestul teritoriului. Se vor înregistra maxime de la minus 2 și până la plus 9 grade. Ca și aspect, vremea va fi mohorâtă, cerul va fi acoperit de nori, cu toate acestea șansele pentru precipitații sunt reduse, iar vântul se va mai domoli. Sâmbătă, deși sunt valori în creștere în cursul zilei în regiunile din vestul țării, dimineața va fi deosebit de rece în regiunile centrale, sudice și sud-estice. De asemenea, în regiunea Moldovei va fi ceva mai rece decât de obicei. Pe parcursul întregului interval se vor înregistra valori de la minus 2 și până la plus 11 grade. Iar vântul se va intensifica atât în Câmpia de Vest, cât și în zonele de munte sau în zona litoralului și a deltei Dunării. Vor fi și condiții să se formeze poleiul în Câmpia Română, în Moldova și la munte, iar vântul, așa cum vă spuneam, va avea intensificări, în special în regiunile montane. Cam acestea au fost informațiile. Revin la tine, Gențiană. Cooperativa Munca în Zadar, în Galați, deși a plouat și chiar a nins, mai mulți muncitori au fost surprinși în timp ce plombau șoseaua. În urmă cu câteva zile, muncitorii din Galați au fost filmați când goleau o groapă plină cu apă cu ajutorul unei lopeți. Azi filmez și o să vedeți ce faceți voi pe timp de ploaie. Cum se muncește pe timp de ploaie? În Mazepa 1. Da? Uite ce m-a făcut. Păi dacă mă covește, la așa. Pe timp de ploaie. Păi poți să zici că e noroi. Dar pe timp de ploaie se asfaltează, nu? Nu, asta e beton, e beton. Și se pune beton pe timp de ploaie, nu? Imaginile cu muncitorii care plombează strada pe ploaie au fost surprinse de un gălățean care și-a murdărit pantofii în asfaltul proaspăt turnat pe o stradă din centrul orașului. Asfaltarea s-a făcut în miez de noapte, deși ploua abundent, iar zona era plină de apă. Trecătorul revoltat le-a cerut explicații muncitorilor. Aceștia susțin însă că lucrarea se desfășoară ca la carte și a fost marcată în mod corespunzător. Nu sunt singurele imagini de tot râsul surprinse în Galați. În urmă cu două zile, niște muncitori au fost filmați în timp ce căreau apa dintr-o groapă cu lopata. În urmă cu două zile, niște muncitori au fost filmați în timp ce căreau apa dintr-o groapă cu lopata. În ultimele zile la Galați, temperaturile nu au trecut de 4 grade Celsius. De asemenea, a plouat și a nins ușor. Toate aceste condiții sunt de-a dreptul improprii lucrărilor la infrastructura urbană. Fenomenul zombie face noi victime în Constanța. Sud-estul țării a devenit o adevărată piață de desfacere pentru drogul adus din China și India. Doi tineri au fost surprinși în zona spitalului din Constanța sub influența acestui drog. Ce este mai grav este faptul că vârsta celor care consumă aceste stupefiante a scăzut sub 16 ani. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Scenele petrecute i-au îngrozit petrecători, iar mulți au preferat să ocolească zona la vederea tinerilor vizibil aflați sub influența stupefiantelor. La un moment dat, unul dintre aceștia cade lat la pământ, iar prietenul său se sperie atât de tare încât începe să plângă. Un martor a încercat să intervină când l-a văzut prăbușit și a încercat să sune la 112, moment în care tânărul, care părea mai mult mort decât viu, s-a ridicat. Ceea ce este mai grav e faptul că vârsta celor dependenți de aceste stupefiante noi a scăzut sub 16 ani. Una dintre caracteristicile fenomenului zombie este că face ca victimele să pară inerte. În plină criză politică, guvernul întinde mese și ciocnește pahare. Ospețele nu au locuri unde cin locații demne de personalități cu sânge albastru. Viorica Dăncilă și apropiații din guvern au luat prânzul în nici mai mult, nici mai puțin decât sala tronului din Palatul Regal de pe Calea Victoriei, adică fix unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al regelui Mihai. O masă decorată regește la care s-au așezat relaxați membrii guvernului. Viorica Dăncilă a uitat timp de câteva ore de tensiunile care macină scena politică și a ținut morțiș să-și impresioneze invitatul pe președintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Așa că a pus la cale un ospăț fix în sala tronului din Palatul Regal, aflat pe Calea Victoriei. Miniștrii s-au adunat de o parte și de alta a mesei încărcate, la care au fost poftiți oaspeții europeni spre fala premierului. Evenimentul a fost denumit de Viorica Dăncilă prânz de lucru. În holul de dinaintea sălii tronului a
fost amenajată o întâmpinare cu pâine, sare și țuică. Premierul Viorica Dăncilă apare în imagini ciocnind paharul cu un altul invitat de la Bruxelles, în același loc în care cu un an de zile românii treceau rând pe rând să și-a rămas bun în lacrimi și cu sfială de la regele lor. În decembrie anul trecut, în sala tronului a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al regelui Mihai I. Decizia guvernului de a ține acest prânz de lucru în sala tronului vine după ce Viorica Dăncilă s-a întors dintr-o vizită în Oman. Acolo, viceprim-ministrul din Oman a întins în palatul său regal o masă în cinstea premierului. Nici nu a fost propus vina la Transporturi că Mircea Drăghici a comis-o prin declarații neinspirate. O afirmație prin care Drăghici sigur i-a atras atenția președintelui Klaus Iohannis a fost cea în care a explicat cu priceperea lui de ce nu avem autostrăzi. Dacă știți care e problema în România, de în 30 de ani aproape nu am construit decât câteva sute de kilometri de autostradă. Cele mai multe cauze sunt legate de avizele pentru studiile de fezabilitate care sunt depuse la Comisia Europeană. Avizele de mediu sunt cele care au dus înapoi România în timp. Eu am fost consultant pe fonduri europene și în perioada de preaderare și postaderare în mediu privat. Cred că am expertiza necesară să aduc un plus de valoare pe acest domeniu. Descoperire șocantă în județul Timiș, cadavrele mai multor animale sălbatice au fost găsite pe un câmp la doi pași de orașul Timișoara. Angajații unei firme agricole aruncaseră cu o travă, fără să se gândească la consecințe. Garda de mediu s-a autosesizat imediat, iar firma a fost amendată cu 10.000 de lei. Localnicii au făcut o descoperire șocantă pe câmpul care aparține unei firme agricole din Timiș. Mai multe animale sălbatice zăceau moarte pe terenul aflat în proprietate privată. 3 căpriori, un șacal, 6 fazani și 2 coțofene au fost găsite fără suflare. A fost chemată Garda Națională de Mediu, moment în care inspectorii au fost șocați să afle că peste 6.000 de kilograme de substanțe otrăvitoare fuseseră împrăștiate pe mai bine de 50 de hectare. Cel mai probabil, produsele de combatere a dăunătorilor au fost aruncate de angajații firmei respective. Reprezentantul DSVSA Timiș a luat probe de la exemplu. Tatăl tinerei agresată la sfârșitul săptămânii trecute într-un bloc din Alba Iulia face mărturii șocante. Vizibil afectat de cele întâmplate, bărbatul a povestit cum a trăit seara în care fiica lui a fost tâlhărită și bătută de un recidivist. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. A sunat unchiul său, de exemplu, a sunat ceva nu în regulă cu ea. Deci eram plecat la țară, dar 70 de kilometri de aici. Am încercat să sunăm înapoi, la telefon închis, o răspundea, am sunat un vecin, venea de să se uită la ușă, să vadă, că e deschis, a spus că e confuză, nu și-a amintit nimic. Așa își începe mărturisirea tatăl Denisei, fata bătută și tâlhărită într-o scară de bloc din Alba Iulia, de un recidivist. Bărbatul a trăit un șoc cumplit când și-a văzut fiica traumatizată de episodul violent. A venit în alba, la mic acasă, era în postare, deci, confuză, durea cap, nu știu, mai amintea camera, am văzut că simte singură în scara blocului. Se vedea că e amețită, avea cheile de la ușă și de la mașină mele și a fost sus, nu știu. Tatăl tinerei agresate nu are decât o dorință, să fi putut sta măcar 2 minute față în față cu agresorul fiicei sale pentru a-l lua la întrebări. Am venit să stau, să fost cu individul ăla, cu față în față, 2 minute. Cu siguranță, cred că eram în locul lui și pierdă. Și asta pot să spun, deci chiar nu, nu doresc la nimeni să treacă prin ce am trecut noi. Bărbatul susține că de vină sunt și cei din conducerea guvernului care au decis că astfel de indivizi trebuie eliberați înainte de termen. Individul are meseria lui. Am văzut cazierul și asta. Nenorociți sunt ăștia care au dat legile astea. Nu se poate așa ceva. Chiar nu, nu, în ce țară voi nu ca să eliberezi infractorii ăștia și să... Da, nu o să... Agresorul tinerei are 33 de ani și a fost eliberat din închisoare în urmă cu 2 luni, după ce în trecut a încercat să violeze o taximetristă în Cugir. Este cunoscut pentru mai multe tâlhării comise atât în România cât și în Grecia.
Europeană pentru construirea de autostrăzi și drumuri și mai nou taie bani de la Ministerul Transporturilor destinați infrastructurii, arată că acești oameni nu mai au nimic în comun cu prioritățile României. Sigur că într-un guvern de analfabeți nu putea rămâne neatacată educația, cercetarea, cultura, de la care se mai taie vreo 600 de milioane de roni. La fel de alarmant este faptul că și de la Ministerul Fondurilor Europene sunt tăiați bani care erau destinați pentru contribuție la proiecte cu finanțare europeană. Peste 165 de milioane de roni sunt tăiați și de la Ministerul Fondurilor Europene. Faptul că asistăm la această crimă în ceea ce privește resursele țării și modul cum nu pot croi pur și simplu un buget Dăncilă și Teodorovici cu privire la impactul pe care trebuie să îl aibă asupra bugetului țării, nemai vorbind de priorități, în condițiile în care știm foarte bine că educația este o prioritate și românii așteaptă învățământ de calitate. Nu mai vorbesc de faptul că a existat și un pact național pentru educație în care toate forțele politice și-au asumat că vom cheltui peste 6% din PIB pentru învățământ. La ora actuală avem un PIB de sub 3% de resurse alocat pentru învățământ și iată că mai taie și la această rectificare bugetară. Deci nu vom avea nici autostrăzi, nu se vor construi sau repara nici școli în perioada următoare și în an centenar vedem că se taie bani de la cultură fără a se oferi o minimă perspectivă celor care creează în această țară. Deci este un buget prin care se demonstrează încă o dată că acești oameni sunt incapabili să guverneze și să construiască ceva pentru țară. Este regretabil acest lucru și românii trebuie să știe că nici în următorii ani nu vom avea autostrăzi așa cum ne dorim cu toții. În ceea ce privește moțiunea de cenzură, cum decurg discuțiile, negocierile și când preconizați că va fi depusă această moțiune de cenzură? În cel mai scurt timp, moțiunea de cenzură trebuie depusă. Ultima inițiativă, cea legată de rectificarea bugetară, ne obligă să acționăm cu fermitate în acest sens. Am discutat cu domnul președinte Orban, cu domnul președinte Barna chiar ieri și urmează luni să anunțăm probabil și ziua în care vom depune moțiunea de cenzură. Deci acest guvern trebuie să plece. Vedeți că domnul Dragnea vrea să pară sigur, dar nu mai este sigur. A propus să fie înlocuiți 10 miniștri din actualul cabinet, când putea foarte simplu să propună o reorganizare, o restructurare guvernamentală și să-i treacă prin vot în Parlament, n-a avut acest curaj. Tocmai de aceea cred că suntem obligați să depunem o moțiune de cenzură, pentru că șanse sunt din ce în ce mai mari ca acest lucru să reușească. Deci, probabil, luni vom anunța și ziua în care vom depune moțiunea de cenzură. Urmează să discut și cu liderul PNL și USR cu privire la acest subiect. Dar discuții cu parlamentarii socialdemocraților ați avut? Există deschidere măcar a unei părți dintre aceștia să susțină moțiunea de cenzură? Vă asigur că există discuții intense în fiecare zi. Noi ne-am stabilit o strategie în ceea ce privește acest aspect și sunt convins că în ziua moțiunii de cenzură vom avea suficiente voturi. Cel puțin asta este speranța mea, pentru că la ora actuală e limpede că nu se mai poate astfel. O spun și cei din PSD, nu o spunem doar noi. Cei sunt care ați stat de vorbă v-au spus acest lucru, că ar fi dispus să voteze? Ca să o citesc pe doamna Andronescu, cea care în urmă cu o lună de zile spunea PSD-ul trebuie să ia o măsură urgentă, să se retragă domnul Dragnea și să plece doamna Dăncilă, da, să știți că mulți din PSD au rămas în acest registru pe care ministrul Andronescu l-a abandonat. Și toată această nemulțumire
chiar dacă nu o vedeți public decât rare ori exprimată de lideri PSD, se menține și faptul că nu au avut curaj să vină în Parlament cu o restructurare guvernamentală, ci au mers pe aceste remanieri, arată că le este teamă de vot. Și eu cred că este momentul potrivit să avansăm cu moțiunea de cenzură. Câte voturi aveți sau pe câte voturi vă bazați în acest moment pentru moțiunea de cenzură? În mod sigur ne bazăm pe voturile opoziției. Urmează să facem o evaluare în zilele următoare, și să știm exact. N-aș vrea să intru în speculații. Deci vă dați seama că domnul Țuțuianu ar vota pentru guvern cu două mâini. Nu? Deci există. Luați în ghilimele ceea ce am spus pentru guvern, bineînțeles, după ce a fost exclus. Urmează, am stabilit să avem discuții cu toți cei care ar susține o moțiune de cenzură. După ce vom avea această consultare din nou, în mod sigur vom veni cu clarificări legat de numărul de parlamentari care vor susține și vor semna o moțiune de cenzură. Plan în cazul în care această moțiune va trece? Adică v-ați gândit și la un nume de premier, un guvern din umbră, ceva? În mod sigur, orice formulă pe care am găsit-o noi cei din opoziție împreună cu cei care ar susține o moțiune de cenzură, poate genera, poate propune această majoritate nou creată, dacă se va crea, un alt premier mult mai bun decât Dăncilă. Dar avem totuși o alternativă luată în calcul? În mod sigur există, nu aș intra în speculație acum, dar vă asigur că un alt prim-ministru... Între voi, între dumneavoastră, între PNL, USR, ați da, discutat? Am discutat și acest subiect, bineînțeles, că în momentul în care pleci cu o moțiune de cenzură la drum, nu pleci de la premiza că doar încercăm. Sigur că există o formulă în care putem, în mod sigur, veni cu un nume care să îi mulțumească pe toți cei care doresc schimbarea guvernului. Există. Dar asta e o chestiune. De nume de premier posibil. Da, și intra în speculații. Vă spun doar că PSD spuneau că sunt interesați, dacă ar vota o astfel de moțiune, să afle cine ar putea veni în loc. Eu mi-am spus punctul de vedere cu privire la acest subiect în cadrul discuțiilor pe care le-am avut. Atunci când vom stabili de comun acord că putem face și public acest fapt, vă asigurăm că o vom face. Nu este nimic de ascuns aici. Însă până atunci se poartă discuții și aș vrea să fiu foarte corect și corect înțeles în ceea ce privește abordarea pe care o avem în momentul de față. Cu DMR-ul ați vorbit? Sunt sigur că s-a discutat, nu eu, dar s-a discutat și cu colegii din UDMR. Referitor la remaniere, ce părere aveți despre cele două propuneri pentru Ministerul Transportului și Ministerul Dezvoltării? Dezastru. Se caută ministere pentru oameni și nu oameni pentru ministere. Cu atât mai mult cu cât vedem prin această rectificare propusă de buget că la Ministerul Transportului este un haos de nedescris. Mă mir de ce n-au revocat-o și pe ministra de la fonduri europene, în condițiile în care se taie bani de la fondurile europene și comisarul european al PSD spune că actualul guvern a întrerupt orice dialog cu Bruxelles în ceea ce privește atragerea de resurse. Deci sunt oameni slabi care nu au făcut nicio performanță și a mutat un om de la un minister la altul nu arată decât că încearcă să împace niște grupări politice din interiorul PSD. Că cu asta se ocupă. Nici de cum nu îi preocupă prioritățile țării, cum ar fi construcția de autostrăzi pe care au abandonat-o total. Și eu vă mulțumesc. Președintele PMP Eugen Toma, cu un atac virulent la adresa guvernului Dăncilă, care intenționează să aplice în perioada imediat următoare cea de-a doua rectificare bugetară din acest an, o rectificare în urma căreia Ministerul Transporturilor, Ministerul Cercetării și Ministerul Educației
naționale sunt instituțiile care pierd cei mai mulți bani. De altfel, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și implicit Ministerul Sănătății, în schimb, primesc cele mai importante suplimentări de fonduri. Dovadă că astfel de oameni nu mai au nimic în comun cu prioritățile și nevoile românilor, sublinia puțin mai devreme Eugen Tomac. Continuăm jurnalul și cu alte subiecte acum. Eveniment important pentru iubitorii de vinuri în perioada 23-25 noiembrie se va deschide târgul de vinuri Good Wine, în care toți producătorii, importatorii și distribuitorii de vin din România își vor expune cele mai fine băuturi alcoolice. Târgul Internațional de Vinuri de la București este cea mai importantă manifestare expozițională în materie de vinuri și bere artizanală, un eveniment central al acestei piețe din România. La evenimentul organizat la Romexpo vor fi prezenți sute de profesioniști viticultori și furnizori din industrie. Luna noiembrie nu a fost aleasă întâmplător pentru organizarea acestui târg. În această perioadă fierbe mustul și se transformă în vin. Odinioară, această licoare era folosită la evenimentele ritualice închinate zeului Trac Dionisos, iar acum este consumată în mod tradițional la marile sărbători, dar și în toate momentele importante ale vieții. De-a lungul timpului, viticultura a fost probabil singura ramură a economiei care a reușit să atragă fonduri europene în proporție de 100%. Acest lucru a dus la un salt calitativ uriaș, iar cultura vinului reprezintă o politică de stat în țări precum Franța, Italia, Spania și SUA. Este o tradiție aparte și pentru România, iar pasionații de băuturi fine care vor fi prezenți la evenimentul de profil dedicat vinului vor putea alege dintr-o gamă largă de produse de calitate. Vizitatorii târgului se vor putea bucura de peste 100 de crame și vor putea gusta din peste 1000 de vinuri. Dezvăluiri șoc despre Facebook. Compania a recunoscut că o persoană importantă din conducere a angajat o firmă pentru a afla informații despre omul de afaceri George Soros. Fondatorul Facebook, în schimb, susține că el nu a știut nimic despre acest demers. Elio Shraj, șeful Departamentului de Comunicare și Politici, și-a asumat responsabilitatea pentru angajarea unei firme care să afle anumite informații despre George Soros. Anunțul a fost făcut de angajatul companiei Facebook într-un memoriu. Mai mult, atât Mark Zuckerberg cât și Sheryl Sandberg au negat că ar fi știut de angajarea firmei. După ce Soros a caracterizat Facebook și Google ca fiind amenințări la adresa societății într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos în ianuarie 2018, Facebook a cerut firmei respective să îl cerceteze pentru că voiau să afle dacă are o motivație financiară. Ulterior, când o nouă organizație a criticat practicile companiei privind intimitatea utilizatorilor, firma angajată de conducerea Facebook a aflat că George Soros finanța mai mulți membri ai organizației. Mai mult, potrivit firmei respective, Soros a pregătit documente pe care le-a distribuit presei pentru a arăta că nu este vorba despre o mișcare spontană. Deciziile privindu-l pe Soros sunt sensibile din cauza rolului important pe care omul de afaceri ungar îl joacă în teoriile conspirației răspândite deseori în politica europeană. Încălzirea globală lasă Ținutului Moș Crăciun fără zăpadă. În mod normal, în provincia finlandeză Laponia începe să ningă în luna octombrie. Acum, stratul de zăpadă ar fi trebuit să atingă cel puțin 30 de centimetri. Meteorologii spun că prima nisoare va cădea în Laponia abia la jumătatea lunii decembrie. Când spunem Laponia, ne vin în minte imagini desprinse din basmele copilăriei, cu reni care trag sania lui Moș Crăciun pe un teritoriu de un alb orbitor. Acest tablou însă riscă să devină de domeniul trecutului din cauza schimbărilor climatice. Temperaturile în creștere fac ca zăpada să lipsească din unele zone ale acestui ținut. De aproape două luni este așteptată zăpada în țara lui Moș Crăciun. Afectate de schimbările climatice sunt și turmele de reni, obișnuite să caute sub zăpadă tot felul de plante care le asigură hrana zilnică. Iar odată ce ierburile sunt acoperite cu gheață, animalele nu mai au acces la hrană și în final mor de foame. Cum în Laponia toate elementele sunt într-o strânsă legătură, nu doar renii au de suferit, ci și populația indigenă, care depinde de anumite produse, cum ar fi pielea de ren sau coarnele acestor animale, pe care le valorifică apoi pentru a-și asigura supraviețuirea. Turismul suferă și el, întrucât există deja unele zone din Laponia în care peisajul este la negru, adică fără niciun pic de zăpadă, lucru care îi alungă pe turiștii în căutare de locuri mai bune pentru schiat. Institutul Finlandez pentru Mediu a estimat însă că până în 2050 temperatura medie anuală din Laponia va crește cu aproape 4 grade Celsius. Este vechi de peste 4.000 de ani și se întinde pe o suprafață egală cu cea a Marii Britanii. Nu este vorba despre vestigiile arheologice ale unei civilizații dispărute, ci de un complex uriaș format din mușuraie construite de termite în Brazilia.
Deși vizibil pe Google Earth, complexul este greu accesibil pentru observatorii aflați la nivelul solului, fiind ascuns de arbuștii cu ramuri spinoase care acoperă o vastă zonă semiaridă din nord-estul Braziliei. Mușuroaiele înalte de aproximativ 3 metri sunt legate între ele printr-o rețea extrem de complicată de tuneluri subterane care asigură accesul la surse de hrană pentru coloniile de termite. Tot complexul a fost ridicat de exemplare aparținând unei singure specii de termite. Pământul excavat din tuneluri a constituit materia primă pentru ridicarea mușuroaielor de formă conică. Cu pământul scos la suprafață de tenacele insecte, s-ar putea ridica numai puțin de 4.000 de piramide egale cu cea a lui Cheops aflată în apropiere de Cairo. Suprafața acoperită de aceste construcții este de aproximativ 240.000 de kilometri pătrați, fiind egală cu cea a Marii Britanii. Analiza eșantioanelor prelevate din structura a 11 mușuroaie l-a oferit cercetătorilor date despre vechimea lor. Acestea variază între 690 și 3.800 de ani. Snoop Dogg are stea pe Hollywood Boulevard. Evenimentul de inaugurare a avut loc cu câteva zile înainte ca celebrul rapper să sărbătorească 25 de ani de la lansarea Doggy Style, primul său album de studio. Cunoscut pentru umorul său sarcastic, Snoop a susținut un discurs în care și-a adus singur un omaciu. Câteva zile înainte de sărbătorirea a 25 de ani de la lansarea primului său album de studio Doggy Style, Snoop Dogg, cunoscut pentru umorul său sarcastic, și-a trimis singur flori înainte de a-și dezvălui steaua pe care a căpătat-o pe celebra alee a celebrităților de la Hollywood. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times. La ceremonie au fost prezenți celebrul producător Quincy Jones și rapperul și producătorul Dr. Dre. Pe numele său real, Calvin Brothers, Snoop Dogg și-a început cariera în 1992 cu participarea sa la primul album al lui Dr. Dre, The Chronic. De atunci, rapperul a vândut peste 35 de milioane de albume în întreaga lume. Primul său album de studio Doggy Style a fost lansat pe 23 noiembrie 1993 și a debutat pe primul loc în clasamentul Billboard 200. În noiembrie 2015, albumul s-a vândut în peste 11 milioane de exemplare în întreaga lume.